Un timișan din comuna Belinț a pus pe picioare o afacere cu legume care funcționează deja de 10 ani în momentul acesta. Ioan Jivu a inițiat ceea ce el a numit coșul săptămânal cu legume bio. Clienții care vor să mănânce sănătos primesc bunătățile acasă în baza unui abonament. Chiar dacă este mai scump ca la piață, timișorenii preferă produsele bio. Comuna Belinț, din județul Timiș, este considerată patria legumelor din Banat. În majoritatea grădinilor, dar și parcelelor de pe lângă localitatea de lângă Lugoș, sunt cultivate roșii, vinete, castraveți, cartofi, dar și alte legume care ajung pe mesele timișenilor. Unul dintre cei mai cunoscuți producători este Ioan Jivu. În urmă cu 10 ani a reușit printr-un proiect european să atragă fonduri și și-a înființat o grădină bio de legume și zarzavat. Ca să vadă cum funcționează sistemul, a mers în Japonia și Franța. Odată întors acasă, a început să dezvolte afacerea în fiecare an, iar acum face agricultură bio pe mai bine de 5 hectare. În parte am avut ceapa cu usturoiul care scoase și pusă la uscat. Aici am sfecla, dovlecei dincolo. Astăzi am mai scos ultimii cartofi care am avut aici puși. În partea cealaltă, în spate, am vinetele cu ardei, cu gogoșarul, cu capia. În total, 36 de specii de legume sunt cultivate în grădina bănățeanului. Am o producție deosebită la vinete. Bine, ele au picurare, au avut îngrășământ găinatul care eu îl folosesc și e normal ca să-mi dea și producție. Condiția pentru a dezvolta o producție bio este aceea de a folosi pe parcele cu legume exclusiv îngrășământ natural, fără a stropi cu azot sau alte chimicale. Gogoșarul e frumos și el, doar că trebuie să roșească cât de curând. Treaba e că e un pic mai târziu, se roșește, pentru că eu nu-l forțesc cu nimic. Deci el se roșește cum de domnul. Normal. Iarbă este pentru că asta e cultura bio. Crește în iarbă. Afacerea lui Ioan Jivu este una de familie, iar majoritatea lucrărilor se fac manual. Cele câteva ajutoare luate din sat sunt plătite cu ziua. Munca este însă una grea. A fost foarte cald, fiind călduri mari, n-am putut decât să lucrăm dimineața, 3-4 ore pe zi. În fiecare an, reprezentanții Direcției Agricole verifică dacă sunt respectate normele pentru agricultura bio. Din această cauză, Ioan Jivu are grijă să nu planteze decât propriile rsaduri pe care le crește în mai multe mini-sere. Iarbă mult, asta este. Asta nu este erbicidat niciodată. Se aprobe de sol, se aprobe din producție, deci nu ne jucăm cu asta. Ne mănâncă mâinile. Și pentru că nu duce lipsă de clienți, Ioan Jivu este printre puținii legumicultori din Banat care nu-și duce marfa la piață, ci o vinde doar pe bază de abonament. Între 100 și 200 de familii sunt abonate la coșul săptămânal cu legume bio. Sfeclă roșie, vinete de două feluri, ardei, castraveți, fasole, ceapă roșie și ceapă galbenă, morcovi, cartofi, roșii, dar și fructe, și vorbim de coacăze și zmeură. Toate acestea intră în coșul acestei săptămâni. Prețul coșului este de 130 de lei. Chiar dacă prețurile sunt puțin mai mari decât cele de pe piață, clienții spun că marfa merită toți banii, pentru că este bio.